Salut și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Clipul de astăzi este unul foarte, foarte special și nu glumești și nu exagerezi. Astăzi se lansează în mod oficial brandul Kai, brandul de pălărie al prietenei mele, la care pun și eu foarte mult suflet și, să zicem, un pic de creativitate. Până una alta, dacă vreți să vă comandați o pălărie, găsiți link în descriere, găsiți și Instagram-ul și dacă vă place o pălărie în mod deosebit, evident vă puteți comanda, este făcută manual de către mine și prietena mea, deci de mânuțe hărnicuțe, sau dacă aveți în mintea voastră, nu știu, o pălărie pe care vă doriți de mult sau un model aparte, nu știu, v-ați gândit voi la un model anume și nu-l găsiți pe site sau nu l-ați găsit nicăieri în altă parte, vă puteți comanda un model custom. Ne lăsați acolo un mesaj, ne spuneți sau îmi scrieți mie în privat pe Instagram și ne spuneți cam ce vă doriți, iar noi vom face tot posibilul să devină realitate ideea voastră. Până una alta, eu m-am gândit să vă prezint cum se face o pălărie de la zero, cu toate lucrurile care implică materiale, cusături, toate detaliile și așa mai departe, motiv pentru care, dacă sunteți curioși, rămâneți cu mine în acest clip pentru a afla cum se face o pălărie de la zero. Parcă era de la altcineva replica asta. În fine, hai să mergem la atelierul Kai și vă pun de acolo și vă dau mai multe detalii imediat. Și gata, am ajuns în locul unde se întâmplă magia. Suntem în atelierul Kai, iar aceasta este prima pălărie pe care am făcut-o. Dacă vă întrebați de ce este atât de simplă, este pentru că a fost făcută pentru mine și mi-am imaginat o pălărie foarte simplă pe care să o pot purta la orice ținută. Și până să începem să vă explic cum se face o pălărie, vreau să vă arăt un pic ce modele găsiți pe site pentru a vă face așa o idee pe video cam cum arată pălăriile pe care le găsiți pe site. Așadar, hai să facem un review de pălării. Avem aici o pălărie super, super drăguță și super muncită. Vedeți aici, este broderie făcută manual de Alina. Bravo, Alina! Mulțumesc! În culoarea bordeaux și ca să faceți o idee de diferența de culoare, aici avem o pălărie roșie, iar aceasta este bordeaux și că tot am ajuns la pălăria roșie, avem aici un model cu pană de păun, ia uitați cât de drăguț este, pe care o puteți comanda și pe negru. Fie că vreți variantă pe roșu, fie că vreți variantă pe negru. Următorul model este unul foarte, foarte popular. Încă de la primele postări pe care le-am făcut pe social media, toată lumea ne-a întrebat despre această pălărie cu acest cerb și de asemenea și pe acestea puteți să o comandați pe maro, pe negru și pe alb. Și evident, dacă imaginația voastră o cere și vă atrage o altă culoare, se poate face la comandă. Aici avem, cum îmi place mie să-i spun, viziunea artistului. Este o pălărie cu care eu m-am jucat, cu tot felul de culori, cu pensule, cu stropi și așa mai departe. Este cumva inspirată din Pollock, dacă vă spune ceva numele. Și mi se pare foarte drăguță și de efect, mai ales la ținute foarte simple. Dacă, nu știu, aveți o ținută basic, all black sau all gri sau alb și așa mai departe, pălăria asta vine cumva să vă evidențieze ținuta și să fie elementul ăla de wow din ținută. Și bonus din partea mea, că sunt băiat finuț, vă mai arăt o pălărie. Ia uitați aici. Inițial noi am avut mult spus polemică, ne-am contrazis pe culoarea asta, dacă este crem sau dacă este roz. Mi s-a părut din prima secundă că este nude, Alina a zis că nu este nude, că este crem. Voi ce ziceți, este crem sau este nude? Bine, vorbesc mai mult cu băieți, băieții nu știu dacă o să știe ce înseamnă, adică e roz sau e albă sau e crem. Este? Ziceți voi în comentarii. Și până una alta, până să trecem la construcția propriu-zisă a pălăriei, trebuie să vă mai arăt niște detalii la care noi am ținut foarte, foarte mult și a fost o muncă incredibilă să găsim oameni care să ne poată face ceea ce ne dorim, așa cum ne dorim noi, pentru că, din păcate, o spun cu sinceritate și cu durere în suflet, pe de-o parte, în România nu există piață de așa ceva, în general noi nu avem piață de nimic și nu găsești aproape pe nimeni să-ți facă lucrurile de care ai nevoie când vine vorba de pălării. Cam toate lucrurile pe care le folosim sunt importate, pentru că în România nu găsești mai nimic. Bine, chestii minore de mercerie mai găsești. Un ac, o pană, o chestie, dar lucruri, nu știu, capeline și alte detalii nu se găsesc în România. Și, ca să vă arăt și despre ce vorbesc, ia uitați aici, logo-ul Kai și pe partea asta avem aici un mesaj foarte drăguț. Evident, interioarele sunt în funcție de pălărie, avem interioare negre, albe, crem și maro și vrei să mai arăt ceva? Hai să mai arătăm. Așa mă gândeam, să arătăm și ambalajul în care aici cum vor primi oamenii pălăria. Experiență de unboxing. Deci cam așa vă veți primi pălăria. E ceva aici, nu vă arăt. Dar cam așa vă veți primi pălăria dacă comandați de pe Kai. Cel mai important pas, după ce v-ați ales modelul preferat, fie că este un model disponibil la noi pe site, fie că optați pentru un model custom pentru voi, este foarte important să știți, evident, că la orice articol de îmbrăcăminte,
ce mărime purtați. Pentru că, da, cu toți avem capetele diferite, avem forme diferite și mărimi diferite. De aceea o pălărie custom este făcută pentru voi, pe mărimea voastră. Așadar, o să vă arătăm imediat cum trebuie să vă măsurați pentru a vă alege cu o pălărie pe mărimea voastră, care să vă stea așa cum trebuie, zic, dacă tot o faceți custom. Păi, în primul rând, trebuie să ținem cont de cum purtăm noi pălăria. Adică, nu știu, dacă tu obișnuiești să o porți mai pe față, stai să iau un centimetru să arătăm. Hai să luăm o pălărie să vă exemplific. Adică, dacă eu port pălăria așa, drept, evident că trebuie să măsor partea asta. Dacă obișnuiesc să port pălăria mai pe spate, fac măsurătura, asta mi-e mare, adică cred că se observă. Am luat-o doar ca să vă exemplific. Dacă obișnuiți să portați pălăria mai pe spate, evident că vă măsurați pe această formă pentru a vă fi bună, pentru că s-ar putea ca așa să vă fie bună, dar așa să nu vă fie bună și invers. Așa cum spuneam, fiecare poartă pălăria cum vrea, dar, așa cum spunea și Alina, se obișnuiește ca pălăria să fie portată așa, adică drept. Nu pe spate. Bine, poți să mai porți pe strângărește, habar n-am întrebat, dar ea se obișnuiește să fie portată așa. În fine, hai să ne măsurăm, ca să exemplificăm, să știți dacă vreți să vă comandați o pălărie, cam ce trebuie să faceți. Ok, deci luăm un centimetru. Un centimetru, de preferat un centimetru, nu o riglă, că nu cred că puteți să vă măsurați cu rigla. Da, este un centimetru de croitorie. Așa, și cum spuneam, eu o să-i fixez lui Răzvan aici în spate, să vedem, încercăm să punem pe această, cum se numește răzvia asta? Se pune pe osul ăsta de aici, pe care îl vedeți voi, pe care îl simțiți în evidență, pe spatele capului este aici un os pe care îl simțiți în evidență, fix pe osul ăsta trebuie pus. Așa, și ducem frumos în față. Nu strângem, pentru că nu trebuie să ne strângă pălăria, adică nu ne sugrumăm capul. Trebuie să o lăsăm cât mai lejer, pentru că pălăria trebuie să ne vină practic cât mai bine pe cap și să nu ne strângă. Pentru că în momentul în care ne strânge, o să simțiți, o să fie incomod. Da, cu timpul, adică primele poate minute, prima oară, zicem, o să fie ok, dar după ceva timp o să simțiți un disconfort la nivelul capului. Da, și după cum putem vedea la Răzvan, el are măsura 57. Noi aici avem un decalaj de jumătate de centimetru. Nu este 57,5, este 57. Dacă cumva sunteți între mărimi, spre exemplu, mărimea voastră este 56,5 și luați următoarea măsură, 57. Niciodată o măsură mai mică, adică luați măsura mai mare, care este următoarea, practic. Și pentru a putea manipula această capelină și să se transforme într-o pălărie, va trebui să o apretăm. O băgăm, practic, în soluție de apret. Noi am ales să folosim apretarea cu gelatină. Există mai multe metode de apretare, nu există o metodă corectă și una greșită, există mai multe metode de a face chestia asta, noi am ales să o facem cu gelatină. Practic vom lua această capelină, o vom înmuia într-un amestec de gelatină și cu apă, iar apoi o vom întinde și o vom pune pe acest calapod. Pentru că ce să vedeți, există și așa ceva, acestea sunt calapoade care ne ajută să formăm pălăria. Practic, odată înmuiat, acesta va lua forma calapodului pe care noi îl avem și, evident, aceste calapoade vin în diferite forme și diferite dimensiuni. Avem, de exemplu, aceasta clasică, care nu este clasică. Nu, prin definiție este o calotă bărbătească. Avem discuția asta de foarte mult timp, Răzvan, adică... Eu încă n-am reușit să rețin care este fedora clasică și care este bărbătească. Urmează, nu e timp pierdut, abia am început. Avem aici o fedora clasică masculină, avem aici, de exemplu, forma asta de lacrimă și mai avem acolo și alte forme și așa mai departe, dar le găsiți pe toate pe site dacă vreți să vedeți mai multe. Și gata, capelina este așezată pe calapod. Ați văzut că este o oarecare muncă să întinzi chestia asta, pentru că odată băgată în apă fierbinte, ea tinde să se strângă foarte, foarte mult și din câte mare ați văzut-o voi inițial, ați văzut cât de mică s-a făcut. Aceste pinuri sunt puse special aici pentru a obliga cumva capelina să stea pe forma pe care noi o vrem, mai ales în aceste unghiuri un pic mai dificile, unde este nevoie de un pic de ajutor din partea lor, însă cel puțin pe cele de partea de sus a borului, dar calotei noi le scoatem, pentru că nu vrem să rămână semne, lăsăm un pic cât să se usuce, după ce s-a uscat parțial capelina, deja nu mai sunt probleme, ea rămâne pe forma aceasta. Pălăria rămâne la uscat. Și să sperăm că mâine sau poimâine va fi gata și o să revenim cu finisajele. Să vă explic atunci care sunt următorii pași. Așadar, ne vedem cu puterea editului, ne vedem peste 2 secunde, mâine sau poimâine.
Și, bam, prin puterea catului, 2 zile mai târziu, pălăria este uscată. Așa cum vă spuneam, am scos parte din pinii de aici de sus pentru a nu rămâne cu urme. Urmează să scoatem sfoara asta de aici care ne-a ținut pălăria pe formă. O scoatem și cu ajutorul unui fier de călcat special vom scăpa de urmele astea pe care o să le vedeți imediat. Iar apoi scoatem pălăria de pe calapod și o tăiem cu acest instrument. Hai să scoatem urmele astea de aici. Și gata, am scăpat de urmele de pe pălărie, am tăiat-o și produsul finit arată cam așa. Este tăiată frumos aranjată și dacă vreți puteți o purtați chiar așa. Uite, asta este chiar prima probă pe care o fac și îmi vine perfect, nu? Urmează să alegem culoarea interiorului, pentru că puteți alege pentru interior pentru bandă maro, neagră sau albă și mai avem și anumite culori, dar pe care urmează să le inscripționăm cu logo-ul și cu un anumit mesaj pe care o să-l vedeți imediat. Așa că acum ne hotărâm ce culoare facem interiorul. Deci avem bandă maro, albă și neagră, cu logo-ul și cu acest mesaj. Am luat și una verde pentru că m-am dus imediat cu gândul la o pălărie gri pe care aș vrea să-mi o fac într-un viitor apropiat. Dar merge foarte bine și cu acesta oranj pe interior. Se vede foarte, foarte mișto, face contraste, însă vreau să pun acum una cu mesaj. Așadar, cred că cel mai bine se potrivește una maro. Deci o să alegem interior bandă maro, iar pentru căptușeală Mi s-a părut mie că vine foarte bine. acest peach, așa, Este gold roze, se este numește. un rose gold. Și care face contrast foarte bine cu acest maro. Am zis că negru este prea exagerat pentru acest oranj și n-aș vrea să facă un contrast atât de mare. Albă mi se pare prea exagerat, așa că această culoare de tranziție cred că este perfectă și se potrivește foarte bine. Pălăria este cusută la interior, avem banda pusă. Acum urmează partea mea preferată, adică o accesorizăm. Practic, după ce am prins banda pe interior, putem să ne gândim ce accesorii vrem să punem la exterior. Ne putem juca cu tot felul de chestii. Am scos pe masă cutiuța cu minuni și ne vom alege câteva accesorii. Eu cam știu ce aș vrea să pun pe pălărie, dar vom experimenta împreună și vedem la ce rezultat final ajungem. Așadar, hai să înceapă partea creativă, partea mea preferată. În mare parte am definitivat designul pălăriei, o să vă arăt imediat și aș vrea să-i adaug așa o notă personală și vreau să o ard undeva pe o parte și să scriu semideus. Și pentru acei dintre voi care nu știu ce înseamnă asta, vedeți clipul meu în care vă spun ce tatuaje am și ce reprezintă fiecare dintre ele. Așadar, hai să vedem dacă reușesc să fac această șmecherie. Eu cu scrisul frumos nu prea, întotdeauna am scris foarte urât, cu atât mai mult acum cu acest aparat care este un LED cu un aparat de lipit, dar având firul acesta, vârful acesta foarte subțire, noi putem arde materialul și putem pirograva pe piele, pe feturi și așa mai departe. O să înmânez camera Alinei și o să o rog să nu pună foarte multă presiune pe mine, pentru că eu cu scrisul nu prea stau bine, dar vedem. Am emoții, știi, nu? Știu. Și arată foarte bine. Mare emoții, mare emoții, am reușit, v-am spus, marea mea emoție a fost cu faptul că eu nu scriu foarte frumos cu pixul, cu stilou, cu creionul, cu atât mai puțin când vine vorba de pirografură, dar mi-a ieșit pentru a doua sau a treia încercare, eu zic că mi-a ieșit. Și asta v-am să vă spun că și voi, dacă vă doriți o pălărie personalizată cu, nu știu, data de naștere, numele vostru, numele iubitei, coordonate și așa mai departe, puteți să vă personalizați pălăriile. Iar noi acum o să trecem să finalizăm pălăria. O să vă arăt imediat și cam ce design am ales pentru exterior. Pentru exterior m-am gândit așa, banda asta, din ce banda asta? Din mătase? Din mătase, da. Banda asta din mătase pictată așa super drăguț. Am pus două benzi din acestea de piele întoarsă și am pus aici o pănuță și cu niște biluțe plus pana asta. Încă nu sunt 100% decis dacă vreau să pun pana asta sau nu, dar mi se pare drăguț așa, că vine bine aici. Plus acest scris și cam ăsta exteriorul. Și haideți că am ajuns și la ultimul pas. Înainte de finisajele finale, trebuie să lipim căptușala interioară. Hai să vedem. Prima oară o Mai punem pe întâi ce să o poziții. fixăm. Și bam! Pălăria este gata, așa că hai să-i dăm cu cadrele alea forță să vă arăt ce a ieșit.
Ei bine, așa ia naștere o pălărie, prin tehnica pe care am ales-o noi, pentru că, așa cum vă spuneam și la începutul clipului, există mai multe tehnici și metode de a face pălării, însă noi pe aceasta am ales-o. Sper din suflet că v-a plăcut și că v-a atras și poate vă doriți și voi o pălărie. Dacă da, intrați pe linkul din descriere și vă alegeți modelul care vă place cel mai mult. Sau, și mai bine, dacă vreți un model custom, ne lăsați un mesaj privat, fie că îmi lăsați mie, fie că lăsați pe Kai, lăsați un mesaj în care să ne spuneți cum arată pălăria pe care voi vă doriți, iar noi vom face tot posibilul ca ea să devină realitate. Până una alta, mie îmi place foarte mult cum a ieșit pălăria asta, am făcut-o pe sufletul meu, am făcut-o fix pentru mine să-mi placă mie. Sper că vă place și vouă și dacă vreți ceva asemănător sau nu știu, poate vă place fix modelul ăsta, se rezolvă. Ne lăsați un mesaj privat și se rezolvă. Sper din suflet că v-a plăcut și acest gen de clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe pentru că mă ajută foarte, 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 foarte mult. Nu uitați și de clopoțel, mă găsiți și pe Instagram cu nouharefeelings cu V în loc de A. Vă las și Instagramul Kai să dați și voi un follow și un like, să vedeți acolo ce pălărie vă place cel mai mult. Iar noi ne vedem data viitoare. Să vă fie numai bine!